Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Cel puțin la început, foarte traumatizată pentru o mulțime de familii din această țară care au nevoie de sprijin pe termen lung. Ministerul Sănătății a alocat totuși, în urmă cu un an, cred, în octombrie 2023, o sumă importantă, peste 600 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor a câte două ședințe de terapie pe zi pentru fiecare dintre acești copii. În studiu este Daniela Bololoi, fondatoarea și președinta Asociației Help Autism. Bine venit, Daniela! Bună dimineața, bine v-am găsit! Daniela, ești implicată de mult timp în sprijinirea copiilor cu tulburări de spectru autist. Ai și o experiență personală în această privință. Cum ți-a schimbat viața? Păi, extrem de mult, de la om de marketing la, iată, președinte al Asociației Help Autism, dorindu-mi inițial să îmi ajut doar propriul copil, atunci când am înființat asociația în urmă cu 14 ani. Asociația se numea Help Mălin, pentru că Mălin îl cheamă pe băiatul meu. Nu mi-am propus, nu m-am gândit vreodată că o să ajung aici, dar, cum s-ar spune, n-am putut să fiu pasivă și să nu privesc dincolo de propriul meu copil și de nevoia care devenea din ce în ce mai mare. Mălin are acum câți ani? Mălin are acum 17 ani, iar Help Autism are o echipă de 150 de colegi, dintre care peste 100 sunt specialiști care oferă servicii directe către 250 de copii în centrele din București, Târgoviște și Suceava. Și în total avem 800 de familii înscrise în asociație care prestează servicii sau primesc servicii la nivel național. Și dacă este întorci în urmă cu 16 ani, cum vezi acum experiența de atunci și ce ai simțit atunci? Pentru că când încep să-și dea seama părinții că ceva este deosebit și că trebuie să facă ceva diferit față de alți părinți? Într-adevăr, când vine vorba de autism, putem să vorbim de, să spunem, un traseu diferit de la copil la copil. Există copii care nu prea obțin progrese, adică nu comunică non-verbal, nu comunică verbal, n-au nicio formă de interacțiune și de obicei părinții au tendința să spună că seamănă cu tatăl, cu bunicul, cu bunica și să creadă că lucrurile acestea se vor schimba odată cu trecerea timpului. Însă există și acele situații în care copiii obțin progrese, progrese destul de mari și vizibile, iar undeva în jurul vârstei de un an și jumătate apare stagnarea cu regresul, cum s-a întâmplat și în cazul nostru. Cumva era lipsit de logică ceea ce se întâmpla. Vorbea, comunica, interacționa și dintr-o dată, pas cu pas, a ajuns să nu mai facă nimic. Adică nici măcar să stabilească contact vizual și lipsa comunicării non-verbale este un prim semn pentru părinți atunci când nu reușești să interacționeze absolut deloc cu copilul și copilul nu reacționează la niciun fel de stimul din exterior, nici măcar când este strigat pe nume, nici măcar când încerci să faci o activitate simplă cu el. Pare că e preocupat de orice se află în jurul lui, mai puțin de persoanele care se află în jurul lui, pentru că principala formă prin care noi ne dezvoltăm este aceea de a prelua și a imita ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Adică un copil tipic, cum îl numim noi, preia de la frați, preia de la părinți, preia și de la animăluțele din jurul lui, se încalță cu pantofii mamei, vrea să se bărberească ca și tatăl, vrea să imite frățiorii. Copilul cu autism pare că nu e interesat de nimic din ceea ce se întâmplă în jurul lui și această lipsă de comunicare non-verbală e un prim semn care ar trebui să-l facă pe părinte să meargă către medicul de familie pentru a primi o trimitere către medicul de specialitate și anume psihiatrie pediatrică. De acolo, psihiatru pediatru împreună cu un psiholog clinician care face evaluarea pe toate arele de dezvoltare poate să stabilească existența sau nu a diagnosticului și de asemenea un plan personalizat de intervenție. Diagnosticul timpuriu cu intervenția intensivă timpurie sunt cheia succesului pentru a ajunge la potențialul maxim, pentru că atunci când copilul este mic, până în vârsta de 3 ani, nu putem să ne dăm seama de potențialul lui și de gradul de afectare. Din păcate, vorbim de multe ori și de comorbidități, de afecțiuni asociate, pe lângă diagnosticul de bază, adică pe lângă tulburarea din spectrul autism, putem să vorbim de ADHD asociat sau mai rău de întârziere mentală, de retard mental,
care, după cum știm, nu se recuperează. Putem să vorbim de dobândirea, în urma intervenției de terapie, abilităților de viață, funcționale sau minimale. Renunțăm la Pampers, învățăm cu timpul copilul să prindă o autonomie personală, astfel încât să dezvolte o autonomie personală minimală, astfel încât să poată să se descurce singur în casă. Însă, în cazul copilor care au retard mental asociat, nu o să putem vorbi de independență. Daniela, mie mi-a atras atenția un comunicat pe care l-ați dat voi recent și ăsta este și motivul pentru care te-am invitat să vorbim despre asta. Vreau să citez. Help Autism este asociația pe care o conduci și pe care ai creat-o, cum ai spus, ți-ai schimbat cariera, da? Ca să-l ajuți pe mai mult viața. Mi-a schimbat viața cu toată. Citez. Help Autism a lansat prima franciză socială din România, un model de business social inovator care asigură atât impactul social cât și sustenabilitatea financiară prin crearea unei rețele de centre de terapie accesibile la nivel local. Ce înseamnă toate acestea în practică? Ce trebuie să înțeleagă părinții care se confruntă cu această problemă și cei din jurul lor? Chiar dacă, exact cum ai spus, Ministerul Sănătății cu Casa Națională de Asigurări au lansat subprogramul PTSA, un subprogram la care am lucrat împreună cu foarte multe asociații, înființate majoritatea de părinți la nivel național, cam 10 ani de zile, ca să putem să deblocăm sistemul și să ajungem aici. Și chiar dacă suma alocată este una mare, procesul de acreditare, avizarea furnizorilor este un proces mai complex și cumva de schimbare sistemică și de mentalitate, pentru că despre asta vorbim. Vorbim de inclusiv casele județene de asigurări, inclusiv trebuie să se alinieze la noul subprogram, la noile norme și este destul de dificil. Până în acest moment, de exemplu, că avem niște cifre importante, sunt 113 furnizori care în acest moment oferă servicii de recuperare pentru 1510 persoane diagnosticate cu tulburare din spectru autist, dintre care 34 sunt adulți și restul sunt copii. Deci un procent foarte mic raportat la nevoie și la numărul de copii care se regăsesc, de persoane care se regăsesc în statisticile INS. Și cu toate că în această perioadă de când subprogramul este activ, noi am făcut întâlniri dese cu comunitatea, și anume cu psihologii care activează în propriile cabinete, cu organizațiile non-profit care oferă servicii la nivel național, pentru a putea să luăm această povară de pe umerii părinților și să contracteze și să deconteze. I-am îndrumat, i-am consiliat pro bono, facem acest lucru atât eu cât și echipa mea. Totuși, cum v-am spus, numărul de furnizori este foarte mic. Adică în grupul pe care îl gestionez am undeva peste 700 de psihologi cu cabinete și în jur de 200 de organizații non-profit. Cu toate astea, dintr-un număr atât de mare, doar 113 au reușit să contracteze. Ne-am gândit că este necesar să trecem dincolo de acest aspect și să îi încurajăm și ajutăm pe cei care au spirit antreprenorial, dar care își doresc prin activitatea pe care o desfășoară să producă și impact la nivel comunitar, la nivel local, acolo unde ei s-au născut, acolo unde ei locuiesc. Și franciza socială și dezvoltarea de centre presupune ca oriunde există un părinte care are un copil cu tulburare din spectru autist, cam acesta e viziunea și visul nostru, să existe un centru de terapie unde se pot oferi servicii specializate, integrate, de calitate, pentru că noi oferim și formare și pregătirea continuă și, practic, franciza asta presupune, și serviciile să fie contractate și decontate prin Casa Națională de Asigurări. Cine se poate, asta e ultima întrebare, cine se poate adresa? Deci să vă caută pe voi, da? Fundația Help Autism? Da, în primul rând pe site-ul nostru www.helpautism.ro/franciză se regăsesc toate datele despre această nouă direcție a asociației. Și avem și o adresă la care orice persoană care este interesată să preia franciza socială și dar trebuie să aibă studii de specialitate? Mai degrabă un spirit antreprenorial. Mai degrabă trebuie să fie o persoană care să fie capabilă să-și asume un buget pe care să-l gestioneze, o echipă pe care să o coordoneze, să o manageruiască și de asemenea să poată să mențină relația permanent cu părinții și să gestioneze niște aspecte care uneori nu sunt neapărat plăcute. Deci franciză, aronhelpautism.ro, acolo ne poți scrie. Site-ul vostru, helpautism.ro, și acolo găsiți detalii. Mulțumesc foarte mult, Daniela Bolovloi, fondatoare și președinta Help Autism.
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.